Bună dimineața, Claudiu! Bună dimineața, Adrian. Bun, un nou webinar Termene Pro, după o scurtă pauză, la ultimul nostru webinar cu Smart Bill. Astăzi vom discuta despre recuperarea de creanțe, pentru că încă de anul trecut, de când am lansat acest modul RateBill în platforma Termene Pro, unul din obiectivele noastre a fost de a digitaliza și a automatiza și acest serviciu de care au nevoie companiile din România. Inițial, RateBill a fost doar o platformă unde se puteau raporta companiile care nu și-au plătit la termen facturile către creditorii lor. Ulterior, în urma unor discuții cu partenerul nostru, RUC România, alături de care suntem din 2016, am ajuns la concluzia că ar fi un lucru foarte bun dacă am reușit să digitalizăm și să automatizăm tot acest flux de colectare de creanțe. Lucru pe care l-am și făcut. Serviciul a fost lansat în luna februarie acestui an. A venit criza, a venit coronavirus, a trebuit să nu neapărat să oprim, dar cel puțin din promovare, am luat o pauză din promovarea acestui serviciu în acea perioadă, martie-aprilie, pentru că ne-am dat seama că nu era tocmai momentul potrivit pentru a promova un astfel de serviciu. Însă, astăzi, RateBill este funcțional, avem peste 500.000 de euro raportați, trimiși în colectare de către clienții Termene, undeva la 50.000 de euro recuperați, deci aproape de 10% din suma care a fost trimisă în colectare, cifre care sunt foarte îmbucurătoare din punctul meu de vedere și care ne arată că acest test, dacă vreți, pe care l-am făcut în această industrie, funcționează, companiile din România au nevoie de astfel de servicii, au nevoie de digitalizare, au nevoie de automatizare. Așa că astăzi îl avem alături de noi pe Claudiu But. Claudiu este director de vânzări la Cruc și vom discuta împreună cu el mai multe subiecte centrate pe această zonă de colectare, businessul din România, cum funcționează colectarea în România și cum vedem noi lucrurile mai departe, atât noi la Termene, slash RateBill, dar și din partea cealaltă, din punctul de vedere al Crocului. Claudiu, bine ai venit! Mulțumesc frumos pentru invitație! Bine te-am găsit, Adrian, și bun găsit ascultătorilor noștri. Da, noi suntem live acum și pe Facebook, suntem și pe Zoom live, plus că, după cum știi, înregistrăm această emisiune și o să scoatem anumite segmente. Bun. Claudiu, spune-mi, te rog, noi am discutat despre acest webinar și cum ce am dorit să abordăm, însă primul subiect pe care ar vrea să-l discutăm este asta. Cum a mers colectarea de creanțe în această perioadă? Pentru că criza asta ne-a dat un pic peste cap, ne-a făcut pe mulți dintre noi să ne reanalizăm atât business-urile, dar și pe noi personal, să ne reanalizăm clienții, furnizorii. Multe companii din România, în păcate, au trebuit să se închidă și am sesizat în piață reticența, cel puțin la începutul pandemiei, în a mai suna debitorii și a încerca să recuperăm facturile. Voi cum ați văzut această perioadă? A fost o perioadă care sper să mă auziți, că între timp am avut o problemă cu boxa, sper să meargă. A fost o perioadă care clar a pus un pic de pauză la mersul lucrurilor pe toate planurile. Am resimțit cu toții pentru că trăim în aceeași lume, în această nouă realitate. Și cu siguranță lucrurile s-au simțit la fel peste tot, adică atât pentru noi cât și pentru partenerii noștri care ne externalizează cazuri, rezultatele au fost afectate, respectiv fluxul recuperărilor sau pur și simplu circuitul banilor a fost afectat pe toate părțile, atât la noi pe zona de recuperare, cât și la creditori, pe zona de încasare, plăți, totul a fost afectat. E un fapt istoric pe care l-am experimentat cu toții în acest al doilea trimestru al anului 2020. Poate înainte de a intra în mai multe detalii, chiar dacă tind să cred că numele nostru și activitatea noastră e deja bine cunoscută, aș face o scurtă introducere doar spunând faptul că noi suntem prezenți pe piața din România de 13 ani. Eu m-am alăturat grupului acum 11 ani și am rămas tocmai pentru că
Chiar dacă e o activitate poate nu tocmai plăcută sau care e privită într-o oarecare umbră din anumite puncte de vedere, am rămas pentru că chiar facem lucrurile diferit. Și spun asta pentru că, pe de-o parte, cumpărăm creanțe, așa cum iarăși cred că e arhi cunoscut, dar pe de altă parte lucrăm și în așa numita externalizare, deci în baza unui contract de mandat, în care creditori diverși de la societăți financiar-bancare, societăți de leasing, telefonie, dar și zona de B2B, ne încredințează temporar activitatea de gestiune a creanțelor lor pe o perioadă limitată de timp. Pe zona de achiziție creanțe, până în prezent am acumulat un portofoliu de 4 miliarde de euro și un număr de peste 2 milioane de creanțe pe care le-am cumpărat de-a lungul timpului. Pe această zonă, unde într-adevăr ca număr clar este predominant zona persoanelor fizice, dar iarăși, în spatele oricărei persoane juridice, până la urmă, tot o persoană fizică se află. Pe această zonă am investit foarte mult să înțelegem mentalitatea clientului nostru, pentru că, până la urmă, aceste persoane pe care ale căror datorii ajungem să le cumpărăm sunt, de fapt, clienții noștri. Și atunci, de-a lungul timpului, am făcut tot felul de studii, de cercetări, de analize de piață în care să înțelegem cum ajunge persoana să fie, să aibă datorii, cum se comportă aceasta în momentul în care află că datoria a fost preluată de cineva, cum s-a comportat în fața datoriei până la momentul respectiv și așa mai departe. Și toate aceste concluzii, de fapt, ne-au ajutat să ne conturăm de-a lungul timpului strategia care până la urmă, așa cum spuneam, este aplicabilă în egală măsură și pe zona de persoane juridice, pentru că până la urmă persoana din spate se confruntă cu diverse emoții umane, până la urmă suntem oameni și de o parte și de alta, care îl împiedică să facă ce de foarte multe ori chiar își dorește, respectiv să comunice, să încerce să rezolve situația și așa mai departe. Deci spuneam că sunt aceste două zone mari, pe de o parte zona de achiziție, unde procesul de gestiune a creanței este întru totul în mâinile noastre, iar zona de externalizare este o zonă în care noi facem de comun acord cu creditorul, întreprindem acțiunile care ni se solicită. Acum, e foarte important de menționat că avem creditori care ne spun: domne, pe mine mă interesează să recuperezi, tu ești recuperator, du-te, fă ce ai de făcut, eu vreau banii. Noi, pentru că, așa cum spuneam, am investit atât de mult să ne creăm o imagine și să ajungem mai aproape de clienții noștri, avem niște limitări în zona aceasta, pentru că, până la urmă, dacă un partener ajunge să-și dorească să fie mai agresiv, să zicem, decât ne dorim noi să fim, o să fie mai degrabă o colaborare la care renunțăm. Pentru că, așa cum spuneam, efortul investit de-a lungul timpului vrem să fie unul sustenabil, iar eu nu pot să port două pălării. Pe de-o parte, când vorbesc cu clientul meu cumpărat să fiu într-un fel și când sunt cu clientul externalizat să zic stai că astăzi sunt altul. Nu se poate. Iar revenind acum cu această scurtă introducere la întrebarea ta, clar rezultatele au fost afectate. Într-o mai mare măsură, aș spune, pe zona de persoane juridice, unde, așa cum știm iarăși cu toții, sunt multe domenii care pur și simplu s-au oprit în perioada aceasta, și, de asemenea, și pe zona de persoane fizice, unde, inevitabil, multe bugete, să zic, au fost afectate de șomaș tehnic, de întârzieri în plata salariilor și așa mai departe. Da, din punct de vedere al companiilor, sau nu neapărat din punctul de vedere. Analiza pe care am făcut-o și noi la începutul lunii martie, din păcate s-a confirmat și ne așteptăm să se confirme și în lunile următoare, sunt undeva la cel puțin 200.000 de companii care au un risc foarte, foarte mare de a se închide până la sfârșitul anului. Și
Nu văd cum măsurile pe care statul, guvernul le-a anunțat și pe care vor să le implementeze, vor reuși să salveze aceste companii. Și atunci, inevitabil, în spatele acestor companii se află atât niște angajați, dar și niște antreprenori, mulți, care vor trebui să se reorienteze și să găsească o altă activitate profesională. Povesteai un pic de studii și de analize. Și mă gândeam mie îmi place foarte mult, a apărut, cred că sunt deja 2 ani de zile, Psihologia poporului român, scrisă de Cristian Davinu, dacă nu mă înșel. Și am tot citit acolo și mă gândeam acum dacă comportamentul sau tiparele psihologice pe care voi le-ați văzut în spatele persoanei fizice care are datorii, se regăsesc și când această persoană fizică se duce într-o companie și își deschide un business. Adică mă gândesc că sunt E relativ aceleași același motive. om. Da. E fascinant. Aici am lucrat de-a lungul timpului atât cu Aurora Liceanu, care este psiholog, cât și cu Răposatu Vintilă Mihăilescu, sociolog și antropolog, și care ne-au ajutat să interpretăm studiile prin prisma, într-adevăr, a culturii și istoriei poporului român. Și, într-adevăr, se reflectă foarte mult dualitatea românului, aș spune, pentru că, pe de o parte, nu știu, motivul pentru care noi de-a lungul timpului am investit foarte mult în zona de amiabil și de relație și de comunicare a fost faptul că, în urma unui studiu pe care l-am realizat pe populația din România, 3 din 4 români își doreau să-și achite datoria. Deci omul, chiar și datornic, chiar și în momentul în care ajunge în faze avansate, el își dorește să-și achite datoria și sunt de bună credință. Aș zice că aici se înscrie majoritatea. Asta e și motivul pentru care strategia noastră de-a lungul timpului a mers pe acest pilon important. Pe de altă parte, este și românul care, ok, din regimul comunist învățați ca atare, trebuia să se descurce într-o formă sau alta. Și acel sistem în care las că vorbesc, las că mă descurc eu, las că nu e chiar așa, clar este și în zona de persoană fizică, dar aș zice chiar mai mult în zona de antreprenoriat. Adică acolo cumva eu interpretat, cred, mediul de business, mai ales în zona de microfinanțare sau de IMM-uri, sunt foarte mulți care sunt din zona aceasta, hai să ne jucăm, adică tratează lucrurile mult mai Lejer, relaxat, aș spune, relaxat față de cum ar trebui. față de cum ar trebui, dar pe de altă parte am prieteni care au business-uri mici și care în perioada asta am avut ocazia să vorbesc cu ei, să zic așa, la firul ierbii și să aflu care le e părerea. Și unul dintre ei, de exemplu, cu un SRL de distribuție piese auto, îmi spunea: păi, nu mă interesează să-mi suspend ratele acum. Unul, nu mă aștept la nimic pentru că trece criza și tot le am de plată și nu mă prelungesc perioada de creditare inutil pentru că deocamdată am bani, deci n-am nevoie acum. Pe de altă parte, nu mai vorbesc de situația în care aceste scutiri temporare de plată nu sunt pro bono, adică în afară de statul român care își Impostor. permite să zică da, nu încasez penalități și dobânzi în perioada asta pe impozite, sistemul bancar până la urmă are un ban împrumutat care nu poate să fie cu dobândă zero. El calculează dobândă pe zi ce trece și în momentul în care consumatorul a fost pus în fața acestui fapt, ai să apăi, așa nu vreau, dacă îmi crește costul, nu, mai bine plătesc. Iar da, acest prieten îmi spunea, nu, eu vreau în continuare să îmi plătesc, dacă o să fie situația să nu îmi pot plăti, ok, atunci o să apelez la suspendarea ratelor. Pe de altă parte, am o altă bună prietenă din copilărie care are un lanț de magazine și care era complet pusă în curcătură inclusiv de toate măsurile luate de guvern, în care spunea, ok, angajatul meu trebuie să stea în autoizolare pentru că a venit soțul nu știu de unde și trebuie să stea, dar eu ce fac cu el? Adică direcția de sănătate publică locală spunea că nu poate să emită nimic, nu existau norme de aplicare a acestei carantine impuse cumva și zice eu ce fac? Eu trebuie să-i plătesc salariul sau să o trimit în concediu, adică
tot felul de neclarități și de dificultăți majore cu care se confruntă un antreprenor mic, mai ales, și care, cum să zic, ascultându-le de-a lungul timpului, cumva mă fac să ajung la concluzia că dacă nu ești cumva descurcăreț în stilul românesc, care asta e, vine cu plusuri și cu minusuri pe toate părțile, e foarte greu să ai un business în România, adică foarte greu. Da, contextul în care ne jucăm, da, și în care ne Exact, desfășurăm exact. activitatea este viciat în sine și, Din păcate, din da. păcate, da, de 30 de ani de când a început capitalismul ăsta sălbatic în România, lucrurile nu s-au îmbunătățit neapărat. Aveam, când săptămâna asta, duminică, a apărut acea modificare în monitor oficial, după 30 de ani aproape în care s-a eliminat și ai posibilitatea ca antreprenor să ai mai multe companii. Deci este absurd, noaptea minții, am avut nevoie de 30 de ani ca să facem această modificare. Să pot să-mi deschid 3 companii, dacă vreau să fiu acționar unic în 3 companii, să pot să fac acest lucru. Da, Da, asta este da. jocul din România. Vă înțeleg perfect, îmi dau seama că este un cumul de factori în zona asta și mă gândeam cât de greu, na, știu deja, cât de greu este în România să faci și vânzare, da? Pentru că vânzarea în România ține foarte, foarte mult de relație. Noi nu suntem cum sunt statele occidentale. În America îmi povestea un prieten, domnule, în state sub 25.000 de dolari nu te duci să te întâlnești, că nu are nimeni timp pentru tine. Totul e online, la telefon, online. Peste 25.000 de dolari, ok, mai discutăm, ne mai vedem la ochi. În România ești chemat la întâlnire și pentru contracte de 100 de euro. Ești chemat, că vor oamenii să te vadă, vor să te cunoască, vor să... Adică, sunt Da. diferențe majore care ne dau și ne ghidează drumul pe care putem să mergem în antreprenoriat. Da. Da. E dificil. Anterior experienței mele în Cruc, am lucrat pentru un broker de credite, un cetățean britanic care a încercat să facă lucrurile într-un mod britanic în România și a dat faliment, Da, mă rog, odată cu criza financiară anterioară. Însă, da, acolo am avut cumva am avut un preview al experienței mele din Cruc, în care unul dintre partenerii noștri, căruia îi prestasem un serviciu de consultanță financiară, evita să ne achite factura. Și ce am apreciat foarte mult totuși la acel personaj era că îmi răspundea de fiecare dată la telefon. Deci îl sunam aproape săptămânal și îmi zicea, da, plătesc mâine poimine, da, plătesc mâine poimine. Și mai trecea încă o săptămână și încă două, da, n-am primit banii nu știu care, cum îi de primesc, cum câte ori așa. am auzit povestea asta? Da, deci este culmea, o experimentez încă și acum în Cruc, la parteneri mari. Deci de-aia spun, omul e același, care e tipologia aceasta, o întâlnești oriunde, oriunde. Auzi, sunt în Și parcare, acum intru în bancă. Da, 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 aer. da, da. Dar, repet, apreciam foarte mult faptul că răspundea la telefon, cel puțin. E, oricum, a achitat în momentul în care i-am trimis o notificare cu niște termeni Foarte juridici, clar. acolo, ok. În momentul în care a apărut avocatul, a zis, bine, stai că se îngroașă lumea, gluma, hai să achit. Situație care, în continuare, din păcate, funcționează că, până la urmă, Da, pentru este unii ultima măsură, dintre. ultimul pas. Dar trebuie Da. spus că tocmai datorită faptului că suntem balcanici, că avem nevoia asta de relaționare, funcționează foarte bine și abordarea amiabilă. Da? Și monitorizarea și ceea ce faceți voi și ceea ce facem acum împreună cu Cruc. Mi-aduc aminte, mă gândeam acum în timp ce povestea asta cu nevoia de relaționare a românului, prin 2015, la începuturile noastre termene, eu munceam extraordinar bine. Muncesc și acum foarte, foarte mult. Dar am un prieten, la un moment dat am ieșit în oraș și mă întreba ce fac, de ce sunt tot timpul ocupat. Zic, cum? Muncesc acolo, agitat, construiesc, fac, trăiesc. Și zice, bă, ok, dar bani când mai faci dacă muncești tot timpul? Zic, bă, Dani, cum adică bani când mai fac? Tu n-auzi că construiesc de dimineață până în seară, programăm, facem, uite, modificăm, portal și date. Face, da, mă, da, am înțeles, dar bani când mai faci? Zic, bă, Dani, ești bătut în cap, nu înțelegi ce fac aici? Face, bă, nu, tu nu înțelegi, în România, ca să faci bani, trebuie să bei cafele degeaba. Ce să fac, mă?
Să bei cafele degeaba, fii atent. Te pui frumos în mașină, te duci la București și în fiecare zi te întâlnești cu un potențial client, un potențial, nu contează. Și stai la băut cafele. Zic, bă, frate, tu crezi că eu am ca tine, mă, timp de pierdut de prostii? Și am uitat de povestea asta. După care, ulterior, am început vrând nevrând, volez, volez, am ieșit pe la întâlnire și mi-am dat seama, repede, bă, despre asta e vorba. Pentru că dacă stăteam acolo, ascultam, na, câte povești auzi de la oameni, oamenii au nevoia să fie auziți, să fie văzuți, să fie simțiți, să vadă că cineva le pasă. Oamenilor nu le pasă despre tine până când nu înțeleg cât de mult îți pasă ție despre ei. Da. Același lucru este valabil și în business, și în vânzări, și în recuperare, și așa mai departe. Și trebuie să punctăm acest lucru, pentru că ceea ce faceți voi și rezultatele pe care deja am început să le avem și prin RedBill, se datorează în primul rând acestei abordări. Nu se datorează faptului că sună cineva, auzi, bă, de ce nu ți-ai plătit factura? Nu ți-e rușine? Pune mâna și dă banii. Nu este vorba despre asta. Nu asta este abordarea pe care o aveți. Da, ne bucurăm foarte mult dincolo de asta. Deci spuneam că studiile pe care, cercetările de piață pe care le-am făcut au ajutat în sensul acesta. Adică am avut inclusiv concluzie că românul își dorește aici, iarăși vorbesc de persoane fizice, își dorește să vină agent la el acasă, să aibă cui să-i spună oful, să se descarce și în felul acesta să sudeze acea relație. După care, lună de lună, să meargă cineva să colecteze banii de la el. Nu vrea să meargă să plătească la nu știu ce bancă sau să plătească online. Nu. El vrea să vină un om la el acasă, îl știe pe Gheorghiță, agentul nostru, și să poată să-i încredințeze banii, primește chitanța. Avem agenți care efectiv stabilesc gen relații de prietenie cu... Că, iarăși, dacă stăm să ne gândim, eu mi-am aminte din copilărie, era factorul poștal, care era un prieten al oamenilor, că aducea pensiile, că aducea vize, că aducea scrisori. Țin minte, la bunica mea, am crescut la bunici în Ardeal, mai stătea la masă uneori, că era servit, că na, și el de dimineața până seara nu putea să stea nemâncat. Și uneori mă lua cu el și mergeam de la casă la casă sau unde dădea. Deci e cumva relația asta, iarăși ne caracterizează. Adică noi suntem un grup polonez, iar polonezii, de exemplu, sunt mult mai reci. Și de când au venit în România și au înființat compania, au fost surprinși de cât de primitori și de deschiși suntem noi comparativ cu ei. Și asta, da, este o caracteristică Da, poate, care e bine de avut în vedere pe toate planurile. poate povestim la un moment dat, pentru că eu îmi dau seama că și Cruc, de-a lungul timpului, a făcut switch-ul ăsta, a evoluat de la Așa e. mindset-ul polonesc, cu care au venit ei, procedurile lor, totul, pa, 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 ca la carte, și a trebuit să evoluați, să vă adaptați. Bă, stai, că aici nu merge așa. Trebuie să fim Da. un pic altfel, că lucrul Da. nu e altfel, e diferit, are alte nevoi. Așa este. Aud Așa că este. vorbim Mă mai rog, a mult fost. de Voiam comportament. să zic că, scuză-mă puțin, a fost o evoluție cumva și la nivel de grup, adică cumva strategia de a merge din zona ok, trebuie să-ți plătești datoria și atât, în zona ok, hai să vedem ce s-a întâmplat cu tine, pentru că tu de fapt ești clientul nostru, a fost o schimbare de mindset la nivel de grup care a luat câțiva ani să ajungem la acea concluzie și apoi să implementăm schimbarea de abordare din zona de collection în zona de vânzare până la urmă, adică agentul nostru ca să poată să obțină un angajament de plată, să poată să obțină o promisiune de plată, are nevoie să stabilească o relație. Iarăși, sigur, în zona de externalizare e mult mai greu pentru că timpul e scurt, cazurile se rotesc în permanență. Însă pe zona de conturi proprii, clar, relația pe care încercăm să o stabilim cu clientul e fundamentală și ne bucură de asemenea că inclusiv în zona de financiar-bancar lumea a ajuns la concluzia asta. Iarăși vorbesc de persoane fizice, că abordarea amiabilă e cea care aduce mai multe roade, pentru că nimeni nu-și dorește să ajungă în instanță sau îi implică în primul rând un cost, deci e vorba de o problemă financiară până la urmă, și durează mai mult, plus că apar tot felul de situații, fiecare vine cu dovezile lor. Deci, clar, zona de amiabil, de comunicare, de înțelegere și de soluționare, amiabilă e cheia. Da.
Eu sunt un tip extrem de franc. Cei care mă cunosc știu că n-am nicio emoție, n-am vorbit foarte transparent. Noi am știut foarte, foarte bine în ce ne băgăm când am început acest parteneriat împreună cu voi. Am avut discuții cu mai mulți furnizori din piață. Ne-am luat suficiente înjurături la momentul respectiv prin Facebook sau pe alte canale, dar noi am văzut și sediul vostru din Târgoviște, încă de acum 2 ani de zile, am văzut și ce ați făcut în sediul nou la București, ne cunoaștem de atâția ani și convingerea mea a fost în felul următor, că indiferent de feedback, de percepție, dacă n-ai auzit de Cluj în România, nu ești în România, trebuie să fii în altă parte, dar mai puțin aici la noi. Și pariul pe care l-am făcut eu, pentru că a contat foarte mult ce partener aducem pe zona asta de recuperare creanței, a fost tocmai ăsta pe umanitatea pe care am văzut-o la voi, adică pe focusul ăsta pe a înțelege psihologia omului, pe a te adapta, nu neapărat pe proceduri și uite, trebuie să facem lucrurile fix așa, că așa sunt bătute în cuie, nu, facem lucrurile astfel încât să fie win-win de ambele părți, inclusiv de partea debitorului, dar și de partea creditorului. Ce să zic, sunt extrem de încântat de parteneriat, am o energie și un focus în crescendo, crește încrederea în ceea ce facem noi și sper să reușim împreună să și facem și zona asta de educare, pentru că avem nevoie de foarte, foarte multă educare. Nu doar pe zona de colectare, antreprenoriatul în România pe multe zone are nevoie de educare, nu strict pe colectare. Bun, vorbeam de comportamente, Claudiu. S-au schimbat perioada asta? Simțiți că există o schimbare la nivelul debitorilor, persoanelor fizice sau juridice, acolo unde ați avut cazul, generată de pandemie? Deocamdată nu, e un pic devreme, adică inclusiv pe zona de, sau mă rog, să zicem, variabila principală la care toată lumea așteaptă cu sufletul la gură deznodământul, este ce se întâmplă cu cei care au optat pentru perioada aceasta de grație. Deci, așa cum știm, moratoriul public a fost cu perioadă de grație până la finele lui decembrie. Conform unor informații care au apărut în presă, undeva la o treime spre 50% au optat pentru perioade mai scurte, respectiv undeva între 3 luni și 6 luni de grație doar. Iar acum e perioada în care începe să expire această perioadă de grație pentru primii clienți care au optat pentru acest produs și rămâne de văzut ce o să se întâmple cu ei. Revin la un comportament de plată normal sau nu? Acum, primele semne sunt îmbucurătoare de la partenerii noștri care ne spun că cei care au ieșit din primele perioade de grație, în marea lor majoritate, își achită ratele. Pe de altă parte, iarăși mă bucur să constat că multe domenii, sau spre deosebire de criza financiară precedentă, multe domenii parcă s-au regrupat din mers. Mă refer la zona asta de servicii care a fost complet închisă, respectiv tot ce însemna prestare într-o anumită locație care s-a închis pur și simplu, clinici, grădinițe, tot ce a presupus zona aceasta și care, surprinzător, s-au mutat online, inclusiv aceștia. Cursul de dans pe care îl face Fimea, îl făcea la un moment dat într-o sală, 2 săptămâni după ce a început criza, s-a mutat pe Zoom. Adică, nu știu, clinica de kinetoterapie la care mergeam eu, 2 săptămâni mai târziu, am început să fac exercițiile online cu terapeutul în fața mea, ceea ce mi s-a părut incredibil. Nu mai vorbesc de zone de ok, restaurant, care avea oricum opțiunea de delivery at home, de dinainte nu era ceva nou, ci doar trebuia să se ducă în zona asta. Deci, luând așa pulsul pieței un pic, pare că sunt mult mai multe opțiuni în care criza asta să nu neapărat să ne lovească în cap și să rămânem să zacem neștiind încotro să mergem, ci mai degrabă parcă sunt mult mai multe opțiuni decât în trecut, în a continua activitatea sau nu știu, apela sau a te schimba pur și simplu. Deci dacă nu mai poți să lucrezi la nu știu care
loc lucrai înainte, ai oricând opțiunea de a merge în zona de curierat, ai oricând opțiunea de a, mă refer aici ca și angajat. Din zona de, din zona de antreprenor, ok, aici, da, dacă înainte organizai evenimente, nu ai prea multe opțiuni. Adică ai opțiunea de a te duce într-o zonă de evenimente online dacă ești pe zona corporate, unde înțeleg că deja sunt astfel de evenimente și sunt firme care s-au reprofilat în acea direcție. Pe de altă parte, dacă organizai, știu eu, nu știu ce petreceri, mai greu, din numărul mare de astfel de firme de dinainte, probabil că unele va fi necesar să se reprofileze, da? În continuare sunt foarte multe opțiuni. Noi ca și piață avem încă loc de a... Noi nu avem servicii. Cum să zic, durerea mea cea mai mare ca și client, ca și consumator, nu există servicii în România. Deci se cumpără pe bandă rulantă dintr-un reflex de a cumpăra, pentru că iarăși nu-mi dau seama dacă l-am pierdut pe Claudiu. Mai mă auziți? Eu mă aud? Vă rog, poate scrie cineva pe cea dacă mă aud? Încerc să-mi dau seama dacă l-am pierdut pe Claudiu sau este de la mine. Da, se aude. Da, se pare că l-am pierdut un pic pe Claudiu. Așteptăm să revină. Gata, a revenit. Nu te auzi, Claudiu, nu te auzi. Nu te auzi. Gata. Bun. Da, deci rămăsesem la faptul că nu avem servicii și la faptul că cumpărăm încă pe bandă rulantă, tocmai pentru că, iarăși, ca și fapt, venim din comunism. Venim dintr-o perioadă în care nu aveam, nu știam cât putem avea, iar acum avem opțiuni nenumărate. Oricât ai cumpăra, poți și mâine să mai cumperi încă o chestie și încă o chestie și încă ceva ce n-ai avut până acum și așa mai departe. Prin urmare, zona de servicii cred că poate face diferența. Iarăși, pe o chestie personală, zona de cofetărie. În continuare, se produce pe bandă rulantă și se cumpără pe bandă rulantă produse care nu sunt ok calitativ. Eu îmi doresc să ajung la acea cofetărie unde frișca să fie frișcă și, nu știu, prăjiturile să nu aibă amărăciunea aceea din spate de la tot felul de compuși care se folosesc premixuri și mai știu eu ce. Și cu siguranță un astfel de business de calitate în momentul în care va apărea va atrage clienți gârlă, cum știm că sunt în București anumite zone pe zona de anumiți comercianți pe zona food care au cozi și au avut cozi întotdeauna pentru calitatea produselor. În Ploiești sunt câțiva comercianți. Da. Da, eu cred că ne ajută foarte mult și faptul că încă avem în memoria recentă criza anterioară, care a fost diferită față de ceea ce se întâmplă acum și putem să vedem diferențele și oportunitățile pe care le generează criza asta, pentru că ce am învățat în 2008-2009 până prin 2011 a fost că cash is king. Dacă ai cash în perioada de criză, oportunitățile sunt acolo. Și acum bani sunt în piață, companiile au bani sau aveau. Noi când am intrat în criză eram într-o perioadă crescendo și mă refer noi la termene. Economia și antreprenoriatul din România. Claudiu, hai să intrăm în subiectele, ultimele două subiecte, dar principale din punctul meu de vedere. De ce ar trebui o companie, un antreprenor, o persoană juridică din România să-și trimită în colectare / monitorizare facturile prin Redbill? Care ar fi argumentele? Păi, îți povesteam și în pregătirea acestei transmisiuni faptul că am ascultat câteva apeluri ale unor debitori pe care i-am contactat cu facturi restante, foarte multe vechi. Inclusiv debitor termene, trebuie să... Da. Ce anume? Inclusiv debitor termene. Da, inclusiv debitor termene. Da, da, da.
De ce ar trebui? Păi, în primul rând, mi s-a părut foarte interesantă povestea unuia dintre debitori care avea un debit restant din noiembrie anul trecut, deci era foarte proaspăt, în care, în momentul în care l-am contactat, ne-a spus foarte sincer, dom'le, creditorul sau firma care a prestat serviciile avea niște agenți zonali care s-au tot schimbat și care la un moment dat n-au mai venit să colecteze facturile. Prin urmare, la modul cel mai sincer, am uitat de ele. Pentru că, așa cum e vorba românului, ochii care nu se văd se uită. Și acum că i-aduseserăm aminte despre faptul că erau niște facturi restante, am zis, ok, săptămâna viitoare mă ocup foarte sincer. Chiar am uitat, mi-am adus aminte la un moment dat, după care cu pandemia, cu nu știu ce, am uitat, dar nu-i nimic, plătesc săptămâna viitoare. Deci, și așa mi-am dat seama că externalizând această activitate, practic putem deveni un fel de contabil extern, un fel de resursă suplimentară pentru antreprenori care să se ocupe de monitorizarea situației acestor facturi. Sunt convins că foarte mulți dintre antreprenori întâmpină dificultăți, așa cum spuneai tu la începutul proiectului, că muncești de dimineață până seara, încerci să faci tot ce e de făcut, sunt foarte multe lucruri administrative, controle peste controle, trebuie să fii în regulă și cu unele și cu altele, pur și simplu cred că îți scapă din vedere. Și punându-le pur și simplu în această platformă, încărcându-le acolo, scap de grijă pentru o perioadă de 2-3 luni, cât e procesul amiabil, în care noi ne ocupăm pentru tine să contactăm acel debitor restant, să-l informăm despre situație, să-i aducem aminte. Nenumărate apeluri pe care le-am ascultat erau de genul cine, cum, ce factură, ce nume. Dacă stați să vă gândiți, inclusiv eu pățesc asta pe extras, de la o lună la lună. Pe extrasul de card de credit sunt atâtea denumiri încât nu mai țin minte de la o lună la alta cine e X care de la care am cumpărat nu știu ce în valoare de. Deci, ăsta este motivul principal. E o metodă foarte, cum să zic, foarte organizată, un instrument foarte accesibil în care pui factura acolo. Semnezi anexa care ne mandatează, sau mă rog, prin termene ne mandatează să ne ocupăm de monitorizarea acelei facturi. Noi intrăm pe flux, intrăm în contact cu debitorul, îl înștiințăm despre situație, îi readucem aminte. De foarte multe ori debitorul zice, ok, lasă-mă să verific, parcă țin minte ceva, dar trebuie să verific și revin. După care, a doua oară, ok, când vorbim, se clarifică situația și putem discuta despre o plată pe care să o facă în perioada următoare. Iarăși, un alt motiv sunt nenumărate situațiile cu tot felul de neînțelegeri agățate, rămase în timp nerezolvate. Deci aici, pe de o parte, faptul că intervenim noi reactivează dialogul, pentru că acel dialog se rupe între creditor și debitor din diverse rațiuni, se schimbă persoanele de contact, se schimbă situația, se vorbesc De diverse multe ori nu lucruri. mai vor să vorbească unul cu celălalt. Adică e o chestie Exact, personală exact. și nu mai vor să audă. Și băi, decât să-mi bat capul... Da. Deci, da, sunt și genul ăsta de situații în care pur și simplu putem acționa ca un fel de mediator, în care, ok, ca o voce externă, preluăm informația și o transmitem mai departe către creditor. Uite, debitorul susține că XY s-a întâmplat, nu s-a întâmplat, și putem să ajutăm în felul acesta. Cum De menționez că asemenea, suntem GDPR compliant, în sensul în care încă de la bun început se respectă tot ceea ce înseamnă regulamentul protecției cu date cu caracter personal. Debitorul este notificat pe e-mail sau prin SMS cu privire la faptul că a fost raportat în red bill, că a fost trimis, că există o factură care nu a fost încasată. Îi se oferă un link de acces prin accesarea căruia el poate vedea datele de factură, datele creditorului. Deci, întreg procesul este foarte, foarte bine pus la punct și, așa cum spuneai și tu, structurat. Este o structură, un proces, o procedură care a fost automatizată, digitalizată, cap coadă, de la început până în momentul încasării banilor. da, mi se pare un instrument foarte, foarte bun și foarte util, mai ales acum în perioada de criză. Deci, din punctul meu de vedere,
Perioada asta, așa cum spuneai, a fost o perioadă de analiză pentru mulți dintre noi și cred, am sentimentul, iarăși, cumva susținut de informații din piață, faptul că au fost atât de multe aplicații la programul IMM Invest, atât de multă lume care, cumva, în pofida faptului că mesajul general este vine cea mai mare criză nemai văzută, nemai întâlnită, cumva lumea pare să meargă împotriva fluxului și vrea să facă lucruri, vrea să iasă și să presteze servicii și să regândească un business. Deci cumva pare că suntem într-un cu totul alt cadru de gândire decât în urmă cu 10 ani, poate chiar și în urmă cu 5 ani. Dar foarte important, apropo și de acest flux, nu lăsați lucrurile să se învechească. Orice neclaritate, cu cât o rezolvi mai repede, cu atât se, nu știu, poți să o închizi mai repede. Cu cât trece mai mult timp, se schimbă persoanele care se ocupă de facturi, se schimbă persoanele care au discutat un anumit lucru la un moment dat, numai că debitorul ține minte, pentru că debitorul e cel cumva care are și datoria și clar are argumentele pentru care n-a achitat. Deci o să fie foarte greu să justifici ceva ce s-a întâmplat în urmă cu 2-3 ani, să explici din perspectiva ta ca și creditor pentru debitorul care a suferit o nemulțumire, n-a primit, nu știu, serviciu, a făcut un anumit, a avut o anumită înțelegere verbală de foarte multe ori cu cealaltă persoană și o să zic că eu așa am discutat, nu mă interesează, la tine e problema. Sigur, o să fie și oameni de bună credință. Chiar astăzi ascultam un apel înainte de transmisiune care spunea, ok, am discutat ceva, îmi dau seama că am discutat doar, deci, da, îmi pare rău pentru mine, ok, o să încerc să văd cum o rezolv acum. Dar sunt și alții care spuneau, ok, eu am explicat, nu m-au înțeles, să mă dea în judecată. Și când o să mă dea în judecată, o să merg să mă justific acolo. Deci, concluzia, cu cât mai repede puneți facturile respective în aplicație și activăm acest dialog cu debitorul și intervenim pe flux, cu atât mai repede sunt mai mari șansele să clarificați situația, să închideți debitele respective care vă afectează situațiile financiare și să, de ce nu, să recuperați niște cash, că până la urmă despre asta e vorba. Cash care cu siguranță e binevenit în perioada aceasta. Și voiam să spun, apropo de pandemie, e o ocazie foarte bună acum, tocmai de făcut un pic de curățenie și de verificat că tot au fost niște perioade cu activitate mai puțin intensă sau perioade de reprofilare. Ok, hai să văd ce am restant, de când, cum. Hai să încerc măcar acum să ajung la zi cu ele sau măcar să fac un prim pas, că până la urmă asta e esențial, asta e în orice zonă și de dezvoltare personală, oricât de mare e dificultatea, fă primul pas. După care celălalt o să vină inevitabil. Dacă nu faci primul pas, o să rămâi cu problema în brațe și o să fie mai greu. Și asta e valabil oricum de ambele părți. E foarte bine să faci primul pas și ca debitor, pentru că atâta timp cât știi că ai o restanță, închide-o mai repede ca să poți să fii ok și să nu mai ai nicio problemă și ca și creditor. Până la urmă, ok, îl ai pe X care ți-e partener și vrei să-ți fie partener, deci clar, relația e extrem de importantă, dar până la urmă are un debit restant, adică îți dorești un partener care nu ți-a plătit o factură de 3, 6, 9 luni, poate că ar fi mai bine să nu ți-l dorești sau să rezolvi întâi problema și apoi să continui să faci treabă, pentru că aici iarăși se întâlnesc cele două mentalități. Mentalitatea de bună credință cu mentalitatea de șmecheraș. Și Da. acolo cum le îmbini, că ajunge să-i fie lui cel de bună credință rușine pentru nerușinea celui care îl duce cu zăhărelul. Deci Așa este. Da. De multe ori cumva, te ție rușine să mai suni după banii tăi, deci este absurd, da. Suntem puși în situația asta de foarte, foarte multe ori. da. Până la urmă, nu trebuie să uităm că o datorie e o datorie, adică și ea trebuie rezolvată într-o formă sau alta. O datorie e bine să fie încheiată, ori clarificată și închisă, ori achitată și închisă. Altfel rămâne acolo
un cont de umbră care nu știi când te poate afecta negativ. Da, și plus că apare și consumul ăsta foarte mare de energie psihică, stând tot timpul să te gândești, ok, acum îl sun, iar o să mă mintă, iar îmi spune că e în parcare, iar îmi spune că săptămâna viitoare și așa mai departe. Te consumă chestia asta, nu are cum să nu te Da, consumă. da. Vorbeam mai devreme, menționai de etapa, nu neapărat finală, pentru că ultima etapă în recuperarea unei datorii este executarea și recuperarea efectivă a debitului. Vorbeam de etapa de instanță. Cât de mult ajută ceea ce facem noi, un creditor care ulterior ajunge în instanță și încearcă să-și recupereze debitul acolo? Cu siguranță ajută, pentru că ca și, nu știu, orice situație, orice fel de conflict sau discuție în contradictoriu între două persoane, prima întrebare pe care o adresăm și copiilor noștri și pe care o adresează oricine, oricând, ok, ai încercat să te înțelegi amiabil. Prin urmare, acest pas pe zona, de exemplu, de consumatori persoane fizice e obligatoriu. Știm prin lege că Oficiul de Protecție a Consumatorului impune acest pas amiabil înainte de orice fază judiciară. Deci, cu siguranță ajută faptul că timp de o perioadă determinată de timp de 3 luni, 90 de zile, au fost încercate și demersuri amiabile. Dacă ele până la urmă se soldează tot cu un eșec, asta e, se merge mai departe, dar își depinde foarte mult. Eu, din ce am ascultat, mai ales pe zona de servicii, lucrurile sunt de foarte multe ori discutabile. Dacă în zona unui credit e mai clară treaba, ți-am dat banii, erau niște dobânzi conform contractului, trebuia să mi-i dai înapoi cu dobânzile, acolo nu e prea multă discuție. În zona de servicii apar nenumărate situații, cu siguranță toți cei care ne urmăresc au experimentat situații în care n-au primit produsul, produsul nu era ok, n-au înțeles termenii contractuali. Sunt tot felul de situații subiective care apar la mijloc și care iarăși ajută foarte mult în procesul acesta să le clarificăm, să ajungem cumva din nou să restabilim dialogul. Comunicarea e cheia în toate domeniile, în toate activitățile, la serviciu, acasă, probleme personale, profesionale, comunicarea, dialogul e cheia. Da, cu mențiunea că atunci când discutăm de recuperarea unor datorii, e nevoie de o comunicare mai specializată, mai fără acel cumul de emoții negative pe care îl are un antreprenor când trebuie să sune după banii lui și da. Aude ena oară și atunci poate și că și creditorul are anumite reacții nepotrivite, poate spune anumite cuvinte. Da? Și am auzit de nenumărate ori debitori spunând, păi da mă, dar m-am jurat, ce să-i mai dau banii, că m-am jurat. Mi-a vorbit urât, nu-i mai dau niciun ban, gata, nu mai. Da. Lucru care nu se întâmplă atunci când apelezi și faci lucrurile într-un mod profesionist, așa cum ar trebui ele făcute. Claudiu, ce mai vreau să punctez aici, când ne apropiem de final, este că din partea noastră de la Termene vom insista foarte mult în perioada următoare pe această ușurință de a procesa facturile. Deci în momentul de față, creditorul, procesul oricum este simplificat, cum spuneam, automatizat, simplificat, încarcă facturile la noi în platformă, ele sunt prelucrate și sunt trimise către voi pe flux. Ce se va întâmpla până la sfârșitul anului, și cred că și ție îți spun prima dată, deși se știa doar de discuții, este că am semnat un parteneriat cu Smart Bill România. Ei sunt cei mai mari furnizori de soft de facturare și au dezvoltat și lansează și un soft de contabilitate, iar utilizatorii Termene vor putea să-și extragă în mod automat facturile din softul din Smart Bill și le vor trimite automat la colectare, putând seta inclusiv dacă vreau după 5 zile de la expirarea termenului de plată, factura să ajungă automat la CRUC și să înceapă acest proces de monitorizare. Mie îmi place foarte mult cuvântul ăsta, monitorizare versus colectare, pentru că, de fapt, de drept, noi asta facem în prima etapă. 80%, 90% din acest proces este, de fapt, o monitorizare. Da? Sunăm, voi sunați. Aflați feedback-ul, aflați contextul în care se află debitorul, înțelegeți motivele pentru care nu a fost plătită suma respectivă, iar toată această informație ajunge în timp real la creditor. Deci creditorul în dreptul are acces pentru fiecare factură și vede ce s-a întâmplat. Ok, aici avem o promisiune de plată, aici a zis du-te, nu mai vreau să aud de tine, am
sunt șanse mici de recuperare a banilor. Aici am încasat banii sau urmează să-i încasăm săptămâna viitoare. Adică exact ceea ce are nevoie antreprenorul, fără acest consum de energie emoțional, psihic, stresant de a sta și de a suna tot timpul după bani, sau cum făceam noi înainte să începem colaborarea cu voi, pentru că și noi aveam un departament de colectare, departament. Este așa, foarte mult spus departament. Aveam o colegă care suna după bani și o numisem noi departamentul de colectare, cu niște rezultate. Avea rezultate, într-adevăr, pentru că și așa ne-am dat și noi seama că, de fapt, despre asta e vorba, despre comunicare, dar este absurd, în loc să te focusezi pe ceea ce știi să faci cel mai bine, pe business-ul tău, pe creșterea sau pe stabilizarea afacerii tale, să stai să-ți bați capul, să suni tot timpul după debitori. Cum spuneam, trebuie să mai avem astfel de webinarii, astfel de întâlniri, avem nevoie să le explicăm oamenilor de ce, oamenii să înțeleagă. Antreprenorul are nevoie să înțeleagă care e valoarea pentru el, adică cu ce îl ajută pe el efectiv tot ceea ce încercăm noi să facem. Și cred că astăzi am răspuns la foarte, foarte multe întrebări. O să te rog, dacă avem întrebări, eu am să rog participanții, pentru că văd că avem și un număr semnificativ de participanți. Avem o întrebare, Claudiu, și am să văd, spune așa: suntem interesați să aflăm care sunt costurile în calitate de creditor dacă apelăm la serviciile unui recuperator, cum este CRUC, când vindem creanțele sau când mandatăm CRUC în vederea gestiunii portofoliului. La vânzare, dacă se poate discuta despre subiectul costuri, suntem interesați să aflăm costurile pentru ambele variante, creanțe garantate, respectiv creanțe negarantate. Vezi și tu întrebarea, Claudiu? Ai văzut-o? Da, am văzut-o. Da. Da, păi răspunzi tu pe zona de costuri, adică practic aici pe zona de colaborare, pe externalizare, fluxul este agreat cu termene. Respectiv, noi avem un contract de mandatare cu termene, iar termene practic centralizează toate contractele de colaborare cu dumneavoastră ca și creditori. Comisioanele sunt agreate la nivel de termene, iar noi avem un comision unic agreat între CRUC și termene. Pe zona de achiziție nu există niște prețuri standard, pentru că depinde foarte mult de portofoliu, respectiv garanțiile din spatele facturilor respective, da, așa cum ați menționat, creanțe garantate sau negarantate. Pentru noi garanție înseamnă garanție imobiliară, iar acolo, dacă există astfel de garanții, se face o evaluare bucată cu bucată, lucrăm cu evaluatori externi, după care se propune o cotație de preț. Aici, ca și așteptare, la modul general, în momentul în care se cumpără o creanță, ideea este de a cumpăra, adică sumele care se primesc în urma unui astfel de proces de achiziție sunt reduse cu timpul de recuperare. Deci dacă noi, sau un portofoliu pe care vreți să-l vindeți astăzi, el teoretic valorează 2 milioane de lei, să zicem, atâta e valoarea garanțiilor azi. Noi, în momentul în care constatăm un astfel de potențial de recuperare, trebuie să le eșalonăm în timp, pentru că, clar, banii aceia nu-i putem recupera azi, că dacă puteam să recuperăm azi, nu ne-ați mai fi vândut portofoliu. Și atunci, cu costul în timp, al resurselor implicate, cu valoarea banilor care scade în timp, e un fapt. Prețul primit astăzi e practic discountat destul de mult în funcție de situația fiecărui portofoliu în parte. Deci aici cumva apelează la vânzare de portofolii creditorii care au nevoie de cash azi, pentru că un astfel de proces generează cash pe loc, sau creditorii din zona financiar-bancar care au nevoie să-și îmbunătățească indicatorii de neperformanță și care prin vânzare asta se întâmplă. Deci cam asta la modul general despre zona de achiziție portofolii. Nu știu, Adi, dacă vrei să adaugi ceva pe zona de... Nu, am lăsat link-ul. Noi avem un centru de suport unde explicăm întreg procesul și din punct de vedere al costurilor și din punct de vedere logistic, suport și așa mai departe, l-am pus pe chat. Mențiunea este că costurile, când discutăm de redeal în sine,
Odată nu apar costuri decât în momentul în care se recuperează banii. Deci în momentul în care, după ce debitorul plătește sumele restante, din acel moment încep costuri pentru antreprenor. Este un punct important de spus din punctul meu de vedere. În plus, costurile sunt cresc, da? Procentul de comisionare pe care noi îl percepem crește pe măsură ce crește durata de la expirarea termenului de plată al facturii. Deci dacă avem facturi pe care le trimitem în colectare și au mai puțin de 30 de zile, da, de la data termenului de plată, discutăm de costuri de 1,8%. Dacă avem facturi care au un termen depășit de peste 360 de zile, discutăm de un cost care se duce undeva în jur de 20%. Deci, important este de reținut aici că cu cât raportăm mai repede facturile, cu atât costurile sunt atât mai mici, dar și șansele de recuperare sunt mai mari. Da? Este foarte greu să recuperezi un debit după un an, după, așa cum spuneai și tu, de pe un an, 2-3 ani de zile. Noi avem un caz fericit chiar cu termene. Noi, un primul lot de facturi pe care l-am trimis către voi, una din facturile pe care le-am încasat a fost din decembrie 2018, de la un client care se rupsese comunicarea. Am aflat ulterior, stupid, pur și simplu stupid, adică a fost o chestie, nu știu, un mail, ceva rătăcit pe undeva, pentru că doamna ne-a sunat, a plătit debitul și în continuare achiziționează serviciile termene. Da? Deci era atât o factură neîncasată, dar și un potențial client pierdut strict pe motive de comunicare. Adică este inevitabil, nu ai cum să nu te lovești de astfel de situații. Deci am lăsat aici pe chat link-ul către centrul nostru de suport, unde, cum spuneam, se găsesc toate. Am căutat să punem acolo și updatăm și punem continuu informațiile relevante pentru acest produs Red Deal. Eu am să mai rog participanții, dacă mai au întrebări, și am să mă uit și pe Facebook, să văd dacă pe live-ul de pe Facebook. Între timp, dacă îmi permiți, Adrian, aș face așa un fel de sumarizare a tot ce am vorbit, în sensul de un fel de recomandare, să zic, din experiența mea, din toți anii aceștia, adică în special din perspectiva consumatorului sau al debitorului, să zic așa. Deci, e importantă comunicarea, e important dialogul, adică în orice situație te afli, vorbește, discută, încearcă să exprimi cu ce te confrunți și să găsești o cale de a rezolva. Încearcă să documentezi orice situație ai. Ce mi-aduc aminte, tot așa în pregătirea materialului, mi-am adus aminte că eu, inclusiv la bunicii mei pe vremea comunismului, strângeam toate facturile și chitanțele și le țineam vreo 3 ani puse pe căprării, așa, pe fiecare furnizor, pur și simplu persoană fizică, adică toate facturile le țineam acolo și anual, când mai trecea cât un an, mai aruncam un set de 12 facturi și chitanțe, dar țineam în permanență 3 ani. Deci, da, e nevoie să ai dovezi, să documentezi, să înțelegi termenii de colaborare de la început și să aloci. E nevoie să aloci un pic de timp și atenție ca să eviți încurcăturile. Că așa, în vria de zi cu zi în care se întâmplă tot felul de lucruri, dacă nu te oprești un pic și să acorzi atenție și să gestionezi un pic într-un mod organizat lucrurile, poți să ajungi în situații neplăcute care, după aceea, cu toate argumentele tale, dacă ajungi într-un proces de instanță, cu siguranță începe să te afecteze negativ. Deci, mai bine este... Cum să spun, proces, în momentul în care ai ajuns în instanță, din start nu e bine. Deci faptul că ai ajuns să te judeci în instanță denotă că nu ai făcut ceva anterior. Adică peste 90% din aceste situații cu siguranță se pot evita până să ajungi acolo. Inclusiv chiar și în cazul extrem în care ai un debitor de rea credință, tot ai și tu ca antreprenor responsabilitate, pentru că păi de ce nu l-ai verificat? Adică sunt o serie de instrumente acum. Nu te mai poți lăsa păcălit ca în anii 90. A venit cineva, a pus cheia de la Mercedes pe masă, da? Ți-a scris cu pixul de aur și tu i-ai dat marfă de 100.000 de dolari, lasă-l cam încredere în el. Nu putem să mai facem business așa, exclus. Avem, da, termene în sine, adică
Asta este serviciul principal pe care îl oferă Termen. Verificarea partenerilor și verificarea și monitorizarea partenerilor. Avem o serie de instrumente astăzi. Nu mai avem scuza asta. Și dacă ajungem acolo, și antreprenorul trebuie să-și asume, din punctul meu de vedere, o parte de responsabilitate pentru acest proces. Da. Claudiu, mulțumesc mult pentru webinar. Cred că mai avem o întrebare. Interveniți și cu recuperarea creanțelor pe internațional. Avem o situație cu furnizori din Italia. Da, e o zonă în dezvoltare încă. E foarte complicat. Am participat și la conferințe internaționale de specialitate, unde din cauza cadrului legislativ diferit, complet diferit de la țară la țară, e complicat. În schimb, da, e un work in progress la noi, mai ales că suntem prezenți în Italia, deci măcar pe țările astea unde avem prezență comună, ne-am gândit să dezvoltăm niște fluxuri de lucru. E și un astfel de proiect, însă, da, sunt atât de multe provocări locale în permanență, încât pe zona de internațional încă n-am ajuns să activăm, dar e o zonă de lucru, clar. Mulțumesc pentru întrebare. Da, mulțumesc și eu pentru întrebare. Ea este în centru de răspuns, veți găsi detaliat un răspuns cu privire la aceste situații când avem debitori din afara României. Dragilor, mulțumesc mult. Claudiu, mulțumesc mult. A mai apărut o întrebare, Adi. Cum trebuie procedat pentru recuperarea de creanțe în cazul unor contracte de chirie înregistrate? Păi, e un același flux. Adică e o situație restantă. Atâta timp cât lucrurile sunt clare, scadențe depășite și există dovezile aferente, nu văd un impediment în a apela în continuare la platforma Redbill, a încărca acolo dovezile și preluăm pe fluxul standard. Da, deci procesul este același. Chiar și în această situație de facturi și contracte de închiriere. Nu știu dacă am punctat, dar aș vrea să punctez acum spre final. Trimiterea în colectare, pe lângă trimiterea în colectare, se poate și raporta public această factură, că de fapt Redbill de aici a plecat, da? De a construi o bază de date cu acești debitori care au un anumit comportament de neplată și motivul principal pentru care noi am deschis acest drum a fost pentru că majoritatea clienților noștri fac verificări de companii pentru acordarea unui credit. Deci avem sistemul bancar care folosește termene, avem IFN-urile și avem companiile care ne folosesc pe noi pentru sau înainte de acordarea unui credit comercial. Creditul comercial în România este de 3 ori mai mare decât creditul bancar. Deci avem 300 de miliarde de lei anual credit comercial și 100 de miliarde de lei credit bancar. Deci este o piață imensă care este nereglementată, da? Fiecare companie acordă sau are criteriile proprii de acordare a creditului comercial. Ce înseamnă credit comercial? Orice furnizare de serviciu sau de produse cu plata la termen. Pentru că dacă ai livrat astăzi și încasezi banii peste 30 de zile, ăsta este deja o creditare. Timp de 30 de zile tu creditezi partenerul cu această sumă și atunci este bine să dezvoltăm. România are nevoie de o astfel de bază de date curată, verificată, așa cum face termene, pentru că avem proceduri de know your customer, nu lăsăm pe oricine să raporteze, facem tot felul de verificări și de check-uri, astfel încât să nu ne trezim că se fac raportări din, nu știu, răzbunare sau raportări care nu sunt valide. Avem o serie întreagă de check-uri pe care le facem și atunci în momentul în care vine un partener și spune vreau și eu marfă cu plata la termen, în plus, pe lângă toate informațiile pe care le ai în termene, poți vedea și această informație. Păi ok, dar stai că uite, tu ai un debit. Da? Ai o factură pe care n-ai plătit-o către un alt furnizor pe același gen de servicii pe care mi le cer mie acum sau produse. Adică îți mai dă o informație în plus care să te ajute să-ți protejezi business-ul, că despre asta este vorba la sfârșitul zilei. Să încercăm cu toții să facem afaceri mai puțin șmecherește, cum spuneai mai devreme, Claudiu. Că mai sigure, da. Mai sigure, da, mai sigure. Nu e ușor. Eu înțeleg foarte bine, pentru că tu te-ai referit foarte mult la comunism și mă gândeam, zic, băi, dar au trecut 30 de ani de comunism, de ce tot ne referim la el? N-avem de ales, pentru că noi, generația statistic în România, oamenii cu bani au peste 40 de ani. Deci atât banii, cât și networking-ul, cât și politica,
se află în mâinile celor peste 40 de ani. Da? Și atunci comunismul are amprenta asupra noastră, pentru că părinții noștri au crescut acolo, iar noi am fost copiii părinților noștri și ne-au afectat cu o copilărie venită din comunism și în perioada aceea din anii 90. Este... A venit cu provocările ei. Exact. Pardon, plusuri și minusuri, sigur. Da, cu multe plusuri și cu multe minusuri, da, într-adevăr. Însă, Claudiu, vreau să spun ca și cuvânt de încheiere, văd generația asta nouă de antreprenori, de tineri și sunt spectaculoși. Deci, sunt câte unii dintre ei, mă întâlnesc, plec de la întâlniri și mă gândesc pe casă ce treacu am făcut cu viața mea în ultimii 20 de ani. La aproape de 40 de ani și mă încarcă de energie. Văd, este un tip, Cătălin Matei îl cheamă, are 21 de ani. Are un business în digital, la 19 ani avea 16 angajați, peste 1 milion de euro, cifra de afaceri. Deci niște chestii reale. Tipul s-a pus în avion, s-a dus în Canada, după Jordan Peterson. Jordan Peterson este un psiholog canadian, a scris cele 12 reguli ale vieții. Deci omul foarte, foarte tare, Peterson. Și s-a dus el la conferință și în pauză s-a dus, s-a prezentat și a spus: eu sunt Cătălin Matei din România, n-ai vrea să mă ocup eu de campaniile tale de Facebook pe internet? Și ghiși ce? Omul a zis: da, hai să ne cunoaștem. Deci nu înțelegeam, adică nu puteam să completam, de unde ai atâta curaj, adică cum să te duci tu până acolo. Da, 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 este. Și pe mine mă încântă, eu am avut ocazia să cunosc parte din comunitatea Romanian Business Leaders. Da, 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 rebele. Da. Așa, acolo e un vibe absolut fantastic de energie pozitivă, constructivă, liberă cumva să creeze, plus tineret. Am văzut și eu, mă rog, parte din campania noastră de educație financiară a fost să predăm în licee un intro așa despre educație financiară, despre carduri, despre credite, și e fantastic să vezi elevi de liceu de 10, de clasa 10, a 11, cât de dezinvolți pot fi în condițiile în care eu, dacă mi-aduc aminte de mine, mă ia groaza, adică da, dar asta e alt start. Deci asta spun, că noi deocamdată, așa cum spuneai și tu, cei în jur de 35 și în sus suntem încă din comunism, adică până nu vine generația asta de 20 de ani, care sunt născuți după 90 și bine încolo, adică ideal 95-2000, da, da, da. Dar oamenii ăștia o să fie complet diferiți, adică... Așa și trebuie, Claudia, așa și trebuie și da. Cred că la nivel de antreprenoriat, am tot spus în perioada pandemiei, trebuie să ne asumăm această responsabilitate și să avem mare grijă ce o lăsăm în urmă. Pentru că avem oportunitatea acum să reconstruim societatea asta. Bine, oportunitatea asta este un pic limitată pentru că, na, jocuri politice și alte lucruri. Dar din punct de vedere antreprenorial, eu chiar sunt convins că există oportunitate de reconstruire, de reașezare, de mentoring, de leadership. Avem angajați, putem să lucrăm cu oamenii noștri, putem să le explicăm, bă, uite de ce... Nu trebuie să ne fie doar nouă bine, trebuie să fim un grup, adică și familiei trebuie să-i fie bine, dar și vecinului de peste stradă, și orașului, și țării, și așa mai departe. Putem să facem chestia asta. Da, ăsta e pasul următor la care cred că o să fie nevoie clar de dispariția a unei mari părți a noastre ca să ajungem la spiritul de comunitate, da, care... Dispariția dinozaurului, așa este. Dar să știi că sunt semnale bune. Adică văd și la nivelul antreprenorilor, sunt, nu mulți, într-adevăr, dar sunt antreprenori care au evoluat, da? Oameni care au început în anii 90, bine, poate că au început prin înainte, da, cum spun eu, nu contează, dar au evoluat, au crescut și acum văd că se implică, au resurse, o pot Corect. Face, Corect. Sunt întorc înapoi în societate și ceea ce mă bucură foarte mult este că focusul, așa cum v-am auzit și pe voi și am văzut și la voi la acolo și îl fac și eu, pentru că și eu mă implic cât pot de mult în zona asta de tineri, focusul este pe tineret. Am înțeles în sfârșit cu toții că dacă vrem să schimbăm ceva, trebuie să ne ducem acolo unde încep lucrurile, în adolescență, în clasa 9, în clasa 10, la 14, la 15, la 16 ani, și să le arătăm acestor copii că de ei depinde și că pot schimba și pot face lucruri pe care noi poate n-am putut să le facem. Din X. Da, da, da. Din fericire sunt conștienți de nu știu, de posibilitate, nu știu cum să definez, de faptul că au posibilități pe care noi nu le-am avut de niciun fel. Exact, oportunități de a face, adică e fascinant. Inclusiv
În țară am avut niște astfel de workshop-uri de educație financiară pe zone defavorizate. Am avut un proiect cu Hope and Homes for Children și am fost într-un orfelinat la Botoșani cu povești de viață de ți se rupe sufletul în două la copiii ăia și totuși să văd în ochi, adică mă rog, când i-am întrebat ce vor, unii dintre ei voiau să fie, să lucreze în spital, alții voiau să-și facă serviciul propriu, dar nu știu cum să zic, nu un vis din ăla aș vrea și eu să cânt pe scenă la Metropolitan, ci pragmatic, foarte ancorat și foarte, da, tangibil și optimist așa priveau, uite, eu asta vreau să fac acum că absolv peste 2-3 ani. Da, deci e de bine, slavă Domnului. Da, dar trebuie să ne implicăm și felicitări da, pentru da. Ce faceți la nivel de grup, la nivel de ce face grupul, pentru că am văzut, m-am urmărit, știu ce vă implicați și avem nevoie, chiar avem nevoie de genul acesta de acțiuni. Mulțumesc mult de tot, Claudiu, încă o dată. Dragilor, mulțumim că ați fost alături de noi astăzi. Cel mai probabil duminică seară, în cadrul newsletter-ului pe care noi îl trimitem săptămânal, vom trimite prima serie de informații pe care le vom extrage din acest webinar structurat, așa cum am obișnuit, și ne revedem către sfârșitul lunii alături de Andy Sekely, împreună cu care vom avea o sesiune grea, vom discuta foarte mult despre antreprenoriat în România, despre dezvoltare. Vom prelua discuția de unde a rămas acum cu Claudiu și vom încerca să structurăm și mai mult ce înseamnă dezvoltare antreprenorială în România, ce înseamnă valori, principii și cum ar trebui să ne construim pe noi, companiile noastre și societatea în care trăim. Mulțumesc mult de tot, o zi plăcută. Mulțumesc mult, Claudiu. Asemenea, mersi mult. Drag, pa, pa. Mai bine.